Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit la noi episodul ăsta de GTA 5, suntem aici împreună cu Lecturicu. Ce faci? Ce ai? Ești dement! Lasă-mă, pace, că mă iert. Păi uite și tu ce bijuterie de mașină am aici. Și tu vrei să mergem cu elicopterul, uite-te la ea. Ajungem mai repede. Uite-te cât de frumoasă, grasă, uite ce interior customizat i-am făcut la Ioan, ce volan din piele Craiova. Da? Uite, ia uite-l. O să-l ia. Ești deschis i capota. Dai foc, bravo. Bă, da, invită-mă în... A, da. Astăzi o să mergem să spionăm pușcăria și cu drona. Iupi! A, bă, grasule, iar cu drona, m-ai nebunit. Bă, grasule, îmi place, sunt multe lucruri mișto pe care le poți face. La, să știu eu de ce îți place. De ce îmi place? Vrăjile din ăștia am tot auzit, grasule. De ce îți place? Că vine banii, grasule! Din ce? Din drone, te plătesc ăștia de la GTA să le promovezi noile sisteme. Da, noile drone. Grasule, ce părere ai de dinții mei? Ha, superbi! Fraiere, eu că-mi pun aparat dentar. Tu! Când vreodată? Hai să vezi. Și când o să-mi pun, ai. Da, o să fie teroare. Cel puțin șmecher o să fii. Cel puțin? Cel puțin. Vreau să le știi că dacă trecem pe deasupra pușcării, ne ia poliția, nu? Păi de-aia nu o să trecem pe deasupra ei. Bă, dar mă enervezi, de ce trebuie să spionezi tu toate lucrurile interesante din GTA și mie să-mi dai să intru cu Dona la magazin? Păi și eu ce să fac mâncat deci dacă tu nu te gândești, dacă tu nu citești comentariile? Dacă tu nu te gândești, nu citești comentariile. Nu, tu te-ai gândit din prima la toate și acum no. Pui de ca săptămâni. Nope. Copiii îmi zic în comentarii. Lasă vrăjea la grasule. Zic copiii în comentarii. Așa, ia să chemăm noi terobiteul. De ce n-ai nevoie de mine? De ce nu filmați singur? Ce? De ce ai nevoie de mine? De ce nu filmați singur? Că ești bun ca și majoretă. Nu e așa. Grasule, când apăs M, sper să-i tată geamurile la elicopter, să fac cum ai zbor tu acum. Ce mă? Sper să-i geamurile la elicopter. Grasule, când apăs M, nu mi-apare ăla, se-a bugui. Ia cheamă și tu terobiteul ăla. Păi oricum, dacă ți-l cheam, n-ai cum să-l cheam. Eu n-am cum să-l cheam. Cum nu? Apasă M și cheamă terobiteul. Dar nu-l lasă. Pe mine nu mă lasă din cauza că lucrez pentru tine. Ce are mă, uite și tu că... A, gata, o luă. Așa, request terobite. Ești mercenarul meu, a? Păi ia să mă plătești. Scoate banii, șeful. Îți dau bucată mare. De ce freză te-ai făcut, grasule? Zici că ai părul lins. Da? Păi chiar el lins, cred. Hai că mă duc eu să-l iau. Ți-am văzut caracterul ăsta de rahat undeva pe la GTA. Cum adică undeva pe la GTA? Gen, într-o poză din asta, era fix caracterul tău cu fața aia nasoală. Da? Mm-hmm. Vezi cum treci peste pușcărie și n-ai nicio șansă. Nu ai așa permisul. Unde mă te robi tu? Aici, așa. Eu cred că ajungea mai repede pe jos. Ia uite unde-l parcarea și-l trasă în câmp. Îl băgară la mama naibii lui. Așa, dă! Să nebunesc dacă o văzui! Da, dă-i cu el, băi, dar acum îți frămâiește... Nu știu, bă, ce l-a apucat acum. Ce l-a apucat? Spune-l ce l-a apucat. Ce l-a apucat? Calculatorul de rahat. Ce crezi că l-a apucat? Dă-mi tu bani să-mi iau altul. Da, mă, pe ce sunt eu? Sponsor. Fac aici actori de calitate. Da. De ce? Ce sunt eu, grasule? Maica Tereza? Deci fraților, deci nu știu ce are acum de înfrumuște, dacă până acum n-a avut. Deci pur și simplu parcă se... Nu strica acest episodul frumos, dă-i și filmez eu când intrăm cu drona. Tu te văd dracu de aici, ca și în 3 frame-uri și tot intru cu drona. Nu știu ce are, deci l-a apucat acum deodată. Ori îl porni eu prost. Da, și în 3 frame-uri și tot intri cu drona, auzit ce face. Pentru voi. Își bate joc de voi. Grasule, dar unde să parchez eu bijuteria asta? La intrare, că n-au ăștia treabă cu tine. Nu-și dau ei seama. No, tu de ce? Bagă în parcare. Nu. Oh. Parcăm aici și acum luăm drona și îi spionăm. Nu bănuiesc nimic la spre ăștia. Bă, nu! Ce nu? N-o băga în parcare. Păi n-o bag în parcare. Păi dar ce te urcați la volan?
Să trec cu singur. A. Crezi că o bagi acolo? De ce crezi că mă urcai la volan? De plăcere. Gata, fraților. Am ridicat-o în sus. Ia să vedem. Ce fac pușcăria și noștri? Se joacă. Nu știu ce fac. Și mă duc și îi și curentească criminale aici, grasule. Enigmatici și cu minți. Enigmatici și cu minți. Trăindu-și rostul lor. Lângă noi se sting și mor. Lângă noi se sting și mor. Ia mă, unde este ăștia? Da, intrai. Și cum e pe acolo? What the fuck? Un bug. Ce? Văd o umbră pătrată. Care se tot plimbă, ca și cum ar fi drona, dar undra, drona nu e pătrată. Ia uite, îi văd. Pușcăria și grasul a frații tăi. Grasul ăsta aici cu băieții mei de la pază. Fumăm o ștangă. Da? Păi și da. Nu te goniră încă? Nu, suntem prieteni. Grasule, îi văd, bă! Fac tracțiuni, fac ăștia, ești nebun? A. Bă, ești nebun, sunt la sala de forță, să vezi tu ce se trag aici, în pușcăria și, bă! Eu stai aici cu băieții, cu prietenii mei, Grasule, lasă-mă în pace. Grasule! Păi țin de vorbă până îți faci tu mendrele. Bă, ești nebun, bă, voi îi vedeți? Ia fiți atenți lui ăsta, ce-i dau în cap. Asta nu are de ce trage decât un fum din țigară și după aia gata. Trebuie să intru, nu mâncați și se speriară toți. Bă, dar și că atunci când fumez îmi scade viața. Știu. Nu de știi. Așa scade și ție viața. Îi curentez toți că ăștia, că nu pot să iasă de aici, sunt închiși. Simțit, bă. Săracii deținuți, îi prâlește pe toți. Ce faci, măi, Eminem? În față. Mor să mâncați așa. Bă, trei omorul e până acum, de-aia mortul, stai liniștit. Bă, da, bă, ce căutați voi aici? Ce ați făcut? Fiecare să-mi spună ce a făcut. Eu stai aici cu prietenii mei. Fumăm toți. Mă, poliția! Da? Da. Bă, cum că ăștia aici n-au nicio treabă. Încă nu. Ia uite unul bătrân, bă. Îl împușcai în ceafă. Bă, dar așa n-am nicio treabă cu mine pe aici. Bă, sunt toți morți aici, mâncați, și tu, bă, grasul de parcă ți-a murit, dar stai așa că e mort toți. Bă, oricum voi aici stați pe viață, eu vă cruz viața cum ar veni, vă omor și vă fac mai liberi. Bă, grasul, dar așa mă lasă să intru în secție. Ia uite unul, mâncați-și! Aha, se pusă pe burtă. Atragă mine, bă. Pe mine mă descoperirea, grasule, m-au rupt. Îl trag în mine ăștia, ia fent. În dronă? Da. Bă, dar și ce-mi place, că vrusei să intru și eu înăuntru și mă lăsară să intru. Și după aia începură să tragă după mine. Aud gloanțe. Păi da, grasule, că trag în camionul tău. Vedi aici și trag în el. Da? Da. Stai așa. Te pus după mașini, după aia și începură să tragă în el. Grasule, din toți? Grasule! Bă, cât sunt, grasule, tu știi cât sunt aici! Iau puțin, că o să vii și eu. Bă, deci mai e doar un pușcăriaș în viață. Gata, nu mai niciunul. Bă, am murit toți, ești nebun? Sunt un nenorocit, te-am omorât toți pușcăriașii. Delicvenții aia, juvenili. Nu! Fut un shift-ul, mătii, aha. O pus aici, grasule. De ce? Stricai drona. Of. Să ieși afară? Are vreun rost? Păi nu știu, că eu îi rezolvai pe ăștia, poți să ieși dacă vrei. Că îi rezolvai pe băieți pentru tine cu Desert Eagle-ul ăsta sau ce e. Nu, intră iarăși înăuntru, dar nu știu de ce. Ieși-mă afară. Hai afară. Wow. Facem legea. Mamă, ce le dau la ăștia, grasule. Au, aleo. Ce cădați? Grasule, ajutor! Unde ești, mă? Eu sunt după mașină aici și mă bag cu... m-au luat. N-am avut ce să le fac, grasule, am încercat să te susțin cu toată viața mea, dar n-am reușit. Aaaa, m-a omorât răbulangii, bă.
Nu, bă, nu, că te trebuia să te uiți de la tine, nu? Păi, grasule, dar începi să negociezi și tu. Băi, dar dură ăla drumul de elicopter și muri. Văzui și eu. Fără mișto. Și eu văzui. Uite-le jos. Băi, ești prost. A fost o încurcătură. Uite câte grasule e pe jos. Să vă învățați voi minte. Să mă mai supărați voi pe mine. Tu explodezi, nu? Da. Mamă. A fost o încurcătură. Ce trage grasul pe ei? Dă-i mă în gâtul mamilor, păi așa se face, se aplică forța direct. Eu nu stom. Nu ești un criminal înarmat în pana mea, grasule. Ce criminali? Ei sunt criminali, că ei vor să mă moare. Eu am gânduri pașnice. Văd, dai cu AG-ul în toate părțile, cu rachete, cu nebuneli. Ia moștu. Stai, mă. Asta-mi place mie, RPG-ul. Măi, că ce mă speriei. Ia fenta aici. RPG-ul e mult mai șmecher decât ăla de pune ținta pe ei. Wow, damn. Nu mă mai mișca, grasule, că mă greșești. Mai că sforile, bă, dar vreau să mor și eu pe sfora aia. Ah, scapă frate ăsta. Bă, dar ce scapă ăsta? Bum! Și murdăria dispare. Mai că. Trage grasul linii. Bă, dar ce arme de ăștia de contact mare mai am? Arme de contact mare? Bă, nu știu, că pe mine vor să mă distrugă băieții acum. Da, m-au luat. Oh, grasule, numai din cauza ta. Ia fent aici, ia. Ce le faci? Încerc să-i omor și eu, mă. Dar nu poți. M-au omorât, au. M-au strivit. Practic îi bag în măsa de handicapați. Mo... Oh, ce? Am bătut pe băieți cu pumnii. Ia, stai mă, scot toporul la ei. Ce să mai gat. Grasule, lasă-i. Ce să mai las, grasule, că m-a făcut afiș. Dă-o ce bate grasul cu toporul. Dă-le, grasule, dă-le. Dă-le-s. Dă-le-s manele sandibul, zic grasul. Ce manele sandibul? Tragi mine, a? Tu-s ceapa, măti, iau și tu. Așa, grăsul, așa, tăi. Iau și tu. Ardă-l. Wow. Bă, ești nebun ce i-am dat-o. Lasă-i, grasule, să nu mi-i sperii. Da, ia-l pe militar, pe militar. Nu. Lasă că-ți dau în spate. Mamă, ești nebun? Dă-le-s, grasule, dă-le-s. Ia-te altul aici. Ia vină mă, știu încoa. Sunteți doi aici, a? Nu! Da, ești dus. Nu-s dus. Așa, și la fix. Unde-n spate? Uite, acolo. Aha. Dă-i-o. Bă, dacă ți-o mori în lanț, bă, fii atent. Ce le dă grasul cu toporul, bă? Un topor în cap îți dau. Grasule, n-am încă control, trebuie să... ăsta te sacrific. A, nu merge. Gata, grasule! M-au prins. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din seria noastră de GTA 5. Și noi, sigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!